Ieri am încercat să ne găsim locul nostru, planul de mântuire al lui Dumnezeu, și cred că ne-am descoperit împreună într-un edificiu spiritual, ca pietre vii în templul lui Dumnezeu, construit pe piatra unghiulară care este Iisus Hristos. Și spuneam că trebuie să fie un templu viu, adică prin noi să circule viața. Viața care înseamnă comuniune, trăire împreună cu Dumnezeu. Și această comuniune din partea noastră față de darul lui Dumnezeu care ni se oferă cu generozitate și în mod gratuit este exprimată înainte de toate prin rugăciune. Și astăzi, în această dimineață, vă cer permisiunea să formulăm câteva gânduri cu privire la această realitate. Rugăciunea pe care Sfinții Părinți o numesc puterea noastră și slăbiciunea lui Dumnezeu. Într-un sat de munte, se spune că este o tradiție ca în timpul primăverii să se organizeze un fel de concurs cu scopul de a vedea cine este cel care găsește prima floare. Iar cel care o descoperă este considerat învingător în comunitatea respectivă și binecuvântat de Dumnezeu. Se consideră că în anul acela toate îi vor merge bine. Așa se face că într-un an, într-o primă duminică de primăvară, când zăpada a început de acum să se topească și din loc în loc au apărut pete de pământ umed, toți locuitorii satului aceluia, bătrâni, tineri și copii, au ieșit în căutarea primei flori de primăvară. S-au urcat la deal, s-au coborât la vale, au mers la stânga, au mers la dreapta, dar se părea că în ziua aia chiar că nu era nicio floare. Și când de acum se lăsa seara și oamenii voiau să se întoarcă, s-a auzit dintr-o dată un glas de copil care spune: uite-o, am văzut-o, eu am descoperit-o. Și copilul tresărea de bucurie, sălta în sus și le arăta la toți: uite prima floare, eu am descoperit-o. Și toți oamenii merg ca să vadă floarea pe care copilul o arăta cu mâna întinsă. Într-adevăr, era prima floare de primăvară, dar floarea aceea se afla la câțiva metri sub buza unei prăpastii. Și copilul o vedea, el a descoperit-o, voia să pună mâna pe ea, dar nu putea să ajungă pentru că era frică. Ceilalți au încercat să-l încurajeze, au încercat să-l ajute. Câțiva dintre ei s-au oferit ca să-i aducă o frânghie și cinci bărbați viguroși să-l ajute pe copilul să coboare și să culeagă floarea pe care o descoperise. Dar copilul nu voia, îi era frică de gura prăpastiei adânci care se deschidea în fața lui. Oamenii atunci au spus că îi aduc o frânghie mai groasă și nu 5, 15 bărbați voinici. Vor ține frânghia aceea pentru ca acest copil să aibă încredere. Dar el plângea și nu avea curaj. Însă la un moment dat se oprește, își șterge lacrimile și spune: gata, cobor, dar dacă ține tata de frânghie. Morala cred că este simplă. Rugăciunea este certitudinea pe care o avem noi, în orice situație ne-am afla, că Tatăl nostru din ceruri ține frânghia de care atârnă soarta noastră. Soarta noastră fericită, pentru că descoperirea florii de primăvară însemna binecuvântarea lui Dumnezeu.
pentru omul religios, momentele de rugăciune sunt momente de adevăr în propria viață. Pentru cel care are credință, momentele de rugăciune sunt revelație a misterului profund al propriei existențe. Pentru că omul în esența lui, fără aparențe și fără falsitate, se descopere numai în singurătatea rugăciunii atunci când se află înaintea lui Dumnezeu și îi vorbește lui Dumnezeu. Omul se descoperă pe sine cu idealurile sale cele mai înalte, cu dorințele sale cele mai profunde, dar și cu limitele sale și cu slăbiciunile sale, numai atunci când găsește singurătatea rugăciunii, adică poziția de adevăr în fața propriei conștiințe, dar și înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea, spre deosebire de autoanaliza psihologică, de analiza conștiinței în fața specialistului psihanalist sau psiholog, este tocmai aceasta. Omul nu-și descopere numai propriile sale limite, numai îngustimea conștiinței proprii, dar se descoperă pe sine înaintea lui Dumnezeu. Și în loc să dispere în fața rezultatului analizei sau să se complacă renunțând la luptă, prin rugăciune omul recunoaște cu umilință, dar cu seninătate, că se află înaintea lui Dumnezeu și în același timp descoperă un izvor nesecat de speranță și de bucurie că se va întâlni cu El, care este bunătate și iertare. De aceea zic, Sfinții Părinți consideră că rugăciunea este forța noastră împotriva slăbiciunii lui Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să fac apel prea mult la exemplele pe care istoria sacră și istoria profană ni le pune la dispoziție pentru a percepe această realitate a puterii rugăciunii. Să ne aducem aminte doar de episodul acela când evreii treceau prin deșertul Sinai și se îndreptau spre țara făgăduită și la un moment dat au dat peste ei amaleciții. Poporul se lupta, dar victoria era de partea dușmanilor. Și atunci Moise, la îndemnul lui Dumnezeu, se urcă pe munte și stă cu brațele întinse în semn de rugăciune și de implorare a milostivirii lui Iahve. Când, din cauza slăbiciunii, mâinile sale obosesc și cad, dușmanii apar victorioși. Dar când Moise, cu ajutorul lui Iozue și al lui Or, ridică din nou mâinile, poporul iese victorios, pentru că Moise se roagă pentru popor. Este suficient să ne aducem aminte de puterea rugăciunii Anei, mama lui Samuel, soția lui Elcana, care era umilită pentru faptul că era sterilă și nu avea niciun copil. S-a dus în templul din Shiloh, unde mare preot era Eli, și s-a rugat din toată inima, cu toată simplitatea, și rugăciunea ei s-a transformat în sughițuri de plâns și marele preot considera că este beată. Dar Domnul a privit la rugăciunea ei și a binecuvântat-o cu cel care avea să fie marele profet Samuel, singurul căruia Domnul îi vorbea în timpurile acelea. Este suficient să ne aducem aminte de puterea rugăciunii pe care Mardoheu împreună cu Estera au făcut-o atunci când Aman, instigatorul de la curtea lui Artaxerxes al II-lea, în Suza,
vrea ca să extermine toată comunitatea evreilor. Când din cauza faptului că Dumnezeu a ascultat rugăciunea, Aman este pedepsit în locul evreilor, iar aceștia nu numai că sunt eliberați, dar ocupă posturi de încredere la curtea din Suza. Este suficient să ne aducem aminte de victoria pe care a repurtat-o cetatea Betulia la rugăciunea pe care a făcut-o la îndemnurile văduvei aceleia Iudita. Cetatea era asediată de mult timp de generalul Holofern. Li s-au tăiat proviziile de apă și orice punct de legătură cu exteriorul. Situația era atât de dramatică încât se spune că unii au ajuns la ideea că să înceapă să-i mănânce pe copii. Și atunci, în această disperare, intervine Iudita și îndeamnă tot poporul să-și aducă aminte de puterea minunată a Domnului. Și toți au început să se roage. Și Domnul i-a ascultat și a dat tărie acestei văduve pentru ca să-l învingă pe Holofer. Este suficient să ne aducem aminte de puterea rugăciunii în Noul Testament. Vă aduceți aminte de centurionul acela păgân care vine și îi spune Domnului Hristos: Doamne, fiul meu este pe moarte. Și era un păgân. Și pentru credința lui, care s-a considerat nevrednic să-l primească sub acoperișul său pe Domnul, fiul său i-a fost vindecat. Este suficient să ne aducem de atâtea alte minuni care s-au săvârșit în Vechiul și Noul Testament, tocmai pentru puterea pe care o are rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai ceea ce se scrie în Sfânta Carte. Eu aș putea să vă povestesc din experiența mea de preot foarte multe lucruri în fața cărora eu am rămas uimit. Nu de mult stăteam de vorbă cu un tânăr cam de vârsta voastră care îmi povestea un pic în glumă cum s-a întâmplat cu el când a reușit la facultate și pleca de acasă. Îi spune maică-sa înainte de a pleca: dragul mami, ai grijă, uită-te bine, ai grijă pentru că acum se hotărăște viitorul tău. Dacă e să-ți alegi o fată cu care să te căsătorești, caut-o la biserică. Vezi una care se roagă. Și nu e că neapărat a ținut cont de sfatul mamei, dar într-adevăr a întâlnit-o pe ea când se întorcea de la împărtășanie. A văzut-o odată, a văzut-o de două ori și i-a căzut cu tronc. Și s-au întâlnit și întâlnirea lor s-a transformat în prietenie și prietenia lor a devenit iubire adevărată, iubire care a fost consfințită prin căsătorie. Au 4 ani de când sunt căsătoriți și Dumnezeu i-a binecuvântat cu 3 copii sănătoși. Este o familie în care, într-adevăr, iubirea transpiră. Este o căsătorie care este deschisă pentru toți cei care vor să vină și care are forța să împartă dragoste tuturor celor pe care îi întâlnesc. Pentru că rugăciunea este într-adevăr aceea care poate totul, pentru că rugăciunea este această frânghie, acest punct de siguranță care ne unește cu Dumnezeu. Și dacă oamenii se unesc cu Dumnezeu, atunci și relațiile dintre ei devin transparente și devin solide. Însă, cum trebuie să fie rugăciunea pentru ca să fie autentică și pentru ca, într-adevăr, să fie puternică înaintea lui Dumnezeu? Iisus însuși, deși Fiul lui Dumnezeu, ne-a învățat cum și când trebuie să ne rugăm. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat și Evangheliile ne-l prezintă pe Iisus Hristos în multe situații, retrăgându-se pentru ca să se roage. Se roagă Iisus Hristos în templu. La vârsta de 12 ani,
ne este prezentat Iisus Hristos că se afla în templul din Ierusalim printre învățătorii legii, întrebând și ascultând. Ni se spune despre Iisus Hristos că a participat chiar în primul an al activității sale publice la templu, atunci când i-a scos afară pe toți cei care profanau casa Domnului, pentru că spune el, scris este, casa Tatălui meu este casă de rugăciune. Ne este prezentat de Evanghelie Iisus Hristos rugându-se de multe ori, la sfârșitul zilei, când îi trimitea pe toți, iar el se retrăgea pe un munte înalt, sau într-un loc siguratic, sau într-un loc oarecare, se retrăgea pentru ca să se roage. Ne este prezentat Iisus Hristos rugându-se în sinagogă. Vă aduceți aminte din Evanghelia Sfântului Luca că atunci când Iisus își începe activitatea sa publică, merge în sinagogă. Sinagoga era un fel de casă a comunității pentru evrei, unde se întruneau pentru ca să asculte și să discute legea Domnului și să se roage. Și Iisus Hristos ne este prezentat în sinagoga din Capernaum, ne este prezentat în sinagoga din Nazaret, atunci când spune că iată a venit ziua împlinirii promisiunii lui David, profeției lui Isaia, atunci când spune că Duhul Domnului a coborât asupra mea și realitatea cea nouă a poporului celor eliberați s-a realizat deja prin venirea sa. Și Iisus Hristos ne învață cum să ne rugăm. Și spune Iisus Hristos că înainte de toate rugăciunea noastră trebuie să fie făcută cu simplitate și fără prefăcătorie. Spune Iisus Hristos, atunci când vă rugați să nu faceți ca ipocriții, ca fățarnicii, care stau în picioare prin sinagogi sau pe la colțurile pieților, ca să-i vadă oamenii că se roagă. Spune Iisus, adevăr vă zic, și-au primit deja răsplata lor. Voi însă când vă rugați, intrați în casa voastră, închideți ușa și Tatăl vostru care vede în ascuns vă va răsplăti. Și ne spune Iisus Hristos că rugăciunea noastră trebuie să fie făcută cu încredere. Spune El, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da. Iar rugăciunea noastră, ca să fie ascultată, trebuie să fie făcută dintr-o inimă generoasă, capabilă să ierte. Și le spune Iisus Hristos celor care îl ascultau, dacă tu îți aduci darul tău la altar și știi că fratele tău are ceva împotriva ta, spune Domnul, lasă-ți darul tău la altar, mergi și te împacă cu fratele tău și abia după aceea adu darul tău la altar. Și spune Iisus Hristos că rugăciunea trebuie să fie făcută cu insistență. Vă aduceți aminte cum spune El despre văduva aceea care îl necăjea pe judecător? Ci că într-o cetate, într-un oraș, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și care își bătea joc de oameni. Și la judecătorul acesta venea o văduvă săracă care insista mereu, fă-mi dreptate împotriva potrivnicului meu. Dar el un timp n-a luat-o în seamă, însă pentru insistențele ei la un moment dat și-a zis, chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem și de oameni îmi bat joc, pentru ca să nu mă mai bată atât la cap, am să-i fac dreptate. Și spune Iisus Hristos, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri nu va face dreptate aleșilor săi care se roagă ziua și noaptea. Și iată de ce ne învață Iisus Hristos că rugăciunea noastră trebuie să fie continuă. De altfel, refrenul care apare ca leitmotiv în parabolele împărăției lui Iisus Hristos este tocmai acesta. Vegheați și vă rugați pentru ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și vă rugați pentru că nu se știe ceasul. Rugăciunea noastră trebuie să fie continuă, rugăciunea noastră trebuie să fie insistentă și, cum spuneam, trebuie făcută cu simplitate.
Vă aduceți aminte iarăși de exemplul pe care îl dă Iisus Hristos în Evanghelia după Sfântul Luca, când ne spune că doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul dintre ei era fariseu, adică era un învățat al legii, era prin profesia sa un om pios. Fariseii, nu, făceau parte din categoria mai largă a hasidimilor, a oamenilor care erau prin profeție consacrați lui Dumnezeu. Și împreună cu el a urcat un altul, care era un vameș. Vameșul era păcătosul prin excelență. Era omul exclus din comunitate pentru că era un colaborator cu puterea străină și păgână, cu romanii. Acesta percepea taxe pentru dușmanii poporului și era considerat de două ori spurcat. Odată pentru că își trădase poporul și în al doilea rând contaminat pentru faptul că el colabora cu cei păgâni. Și spune Iisus Hristos că fariseul plin de sine a început să se roage și să spună: mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca aceștia hoți, că nu sunt ca aceștia un trădător sau nici măcar ca vameșul acesta. Eu mă rog în fiecare zi, postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate cele câte am. Și ne spune Iisus că în același timp vameșul a rămas undeva în spate și nici măcar nu avea curajul să-și ridice privirea și spunea atât în inima sa: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și spune Iisus Hristos că îndreptățit, iertat, justificat, s-a întors acasă acesta care s-a rugat cu umilință și nu fariseul care s-a rugat cu aroganță. Rugăciunea este cerută de Domnul nostru Iisus Hristos pentru totdeauna, pentru orice moment din viața noastră, dar mai ales în momentele dificile. Iisus Hristos s-a rugat mereu, dar s-a rugat în special înaintea actelor sale mesianice. S-a rugat Iisus Hristos și evangheliștii menționează expres lucrul acesta înaintea momentelor decisive ale activității sale pe pământ. S-a rugat mai înainte de a alege pe apostoli. S-a rugat Iisus Hristos atunci când a fost botezat. S-a rugat Iisus Hristos atunci când s-a schimbat la față pe munte și tocmai în momentul acela, în timp ce se ruga, s-a împlinit minunea aceasta prin care s-a manifestat dumnezeirea față de apostolii care erau cu el. S-a rugat Iisus Hristos în special înainte de pătimirea și moartea sa. Vă aduceți aminte cu cât dramatism este prezentată această rugăciune a lui Iisus Hristos în grădina măslinilor, care se repetă de mai multe ori, de trei ori, ne spun evangheliștii, semnul totalității, al plinătății. De trei ori Iisus Hristos s-a rugat pentru ca Dumnezeu să îndepărteze de la dânsul paharul acesta, sau mai bine zis, să-i dea putere ca să împlinească voința lui. Și ucenicii lui Iisus Hristos au învățat să se roage și ne prezintă Evanghelia ca cerșind lucrul acesta de la Domnul și vin la el și îi spun: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul le-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci când de frica iudeilor erau încuiați în cenacul, evangheliștii ne-i prezintă adunați în rugăciune împreună cu Maria, mama lor. Iată, iubiți frați, de ce reflectăm astăzi asupra acestei realități a rugăciunii, care constituie puntea noastră de comunicare și de legătură și de comuniune cu Dumnezeu. De aceea insistăm tare mult ca fiecare să-și creeze un program de rugăciune. Un program care să fie continuu, dacă ar fi posibil. Spune Sfântul Isaac de Stela că un om care se roagă sfințește locul pe unde trece.
Și misiunea noastră, a creștinilor și a voastră, a tinerilor, în chip special, care sunteți speranța Bisericii și speranța lumii, cum am reflectat zilele acestea și cum ați cântat în imnurile pe care le-ați creat, este tocmai aceasta, de a sfinți lumea în care trăim, de a consacra realitatea cu care lucrăm, de a consfinți Domnului persoanele pe care le întâlnim. De aceea rugăciunea noastră ar trebui să fie continuă. Dar trebuie să avem cel puțin momente care să fie decisive pentru rugăciunea noastră. Deja din Vechiul Testament, pentru poporul evreu, era fixat un program riguros de rugăciune. Cel puțin pentru bărbați era obligatorie recitarea rugăciunii Shema Israel, care era un fel de crez pe care trebuiau să-l rostească bărbații dimineața și seara. Era obligatorie la templu rugăciunea de 3 ori pe zi. În Faptele Apostolilor ni se spune despre Sfântul Petru când se afla la Iope, că la ceasul al 3-lea de după amiază era în rugăciune și după aceea a avut o revelație. Dar este un moment la care ei se rugau în mod obișnuit. Ne este prezentat în Faptele Apostolilor Sfântul Petru împreună cu Ioan că la ceasul al 3-lea se duceau la templul pentru ca să se roage. Deci erau momente delimitate, precizate din zi în care evreii se rugau. Și Sfânta Biserică păstrează această structură a rugăciunii continue în liturgia orilor. În liturgia orilor, cunoscută poate mai bine sub numele de breviar, o rugăciune care este obligatorie pentru persoanele consacrate și care este recomandată cu insistență pentru toți cei botezați, este tocmai această sancționare a ceasurilor zilei prin rugăciunea aceasta de contact, de legătură cu Dumnezeu. O rugăciune care începe cu laudele de dimineață. O rugăciune care se aprofundează în lecturile care se citesc și se meditează. O rugăciune care este punctualizată peste zi prin așa numitele ore minore, orele mici, care se recită la ceasul al 9-lea, la ceasul al 12-lea și la ceasul al 15-lea din zi. Se încheie ziua cu vesperile, cu rugăciunea de seară și apoi cu cumpletorul, care este un imn de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu pentru ziua pe care am petrecut-o. Zic, este foarte important pentru noi să ne fixăm un program de rugăciune. Și deosebit de important pentru noi este să avem în fiecare dimineață un moment de rugăciune care sfințește toată activitatea noastră de peste zi. Pentru că noi suntem limitați, pentru că noi ne lăsăm atrași de multe preocupări pe care le avem peste zi și săvârșim foarte multe acte care nu au nicio valoare din punct de vedere moral. Însă intenția cea bună și rugăciunea de dimineață transformă toată activitatea noastră de peste zi într-un imn de laudă, de preamărire a lui Dumnezeu Tatăl și ne menține în felul acesta într-un contact direct cu Dumnezeu, adică într-o respirație vitală. Însă pentru ca să ne putem ruga, trebuie să ne concentrăm. Ca să ne putem ruga, trebuie să avem capacitatea să ne putem dezlipi de celelalte lucruri. O fabulă spune că era undeva un lăcușor, o baltă ceva mai mare, într-un colț de câmpie înverzit, un lac atât de limpede încât era o oglindă pentru bolta cerului care se reflecta întrânsul în așa fel încât acest lăcușor devenise un fel de perlă pentru câmpia înconjurătoare. Ziua, soarele și mai apoi noaptea, luna și stelele își dădeau întâlnire în această oglindă a apei limpezi a lacului acestuia. Dar într-o zi a venit acolo un cârd de au răvășit tot lacul.
gâștile sunt ființe practice și nu sunt prea sensibile la adierea vântului și la reflexele apei limpezi. De aceea, îndat în căutare de mâncare, au traversat lacul dintr-o parte în alta, au scormonit tot fundul lacului, au rupt sălcile care se aflau la mal și în felul acesta lacul a devenit o baltă, în așa fel încât seara, când a răsărit prima stea, n-a mai găsit loc unde să se oglindească și vestea aceasta s-a răspândit pentru că adierea vântului a transmis informația norilor și norii au transmis-o mai departe stelelor și lunii și soarelui. Și în locul lacului, care era înainte mărgăritarul câmpiei, a rămas doar o baltă. Este o fabulă, dar care poate fi aplicată cu ușurință situației noastre spirituale. Dacă noi găsim în noi capacitatea de a ne liniști, dacă noi facem efort ca să îndepărtăm din noi preocupările mestine și agitate ale vieții de fiecare zi, atunci, într-adevăr, în inima noastră, în sufletul nostru, se poate reflecta cerul, locuința lui Dumnezeu în inima noastră. Dar dacă noi ne agităm, sau dacă lăsăm ca în jurul nostru să se facă agitație, sufletul nostru poate să devină doar o mocirlă în care în zadar ar căuta Dumnezeu loc ca să se oglindească. În această dimineață păstrăm acum, după program, un moment de reculegere și îl rugăm pe Domnul să ne dăruiască tocmai această capacitate de a ne detașa de alte preocupări pentru ca să-L găsim pe dânsul. Îl rugăm pe Domnul să ne facă conștienți că putem supraviețui din punct de vedere spiritual numai dacă avem certitudinea că suntem agățați printr-o frânghie puternică de legătură cu dânsul, Tatăl nostru din ceruri. Și ne întrebăm în această reflexie a noastră asupra stării în care ne aflăm. Ne verificăm fiecare, individual și cu sinceritate, care este raportul acesta de comuniune al nostru cu Domnul. Și dacă vom găsi lipsuri, îl rugăm pe El să ne dăruiască forța să reparăm, pentru că El singur rămâne speranța noastră. Cântă, suflete, pe Domnul tău cel sfânt. Cântă, suflete, I'm